Poți pregăti să intru așa direct în miezul ședinței? Aici vă prezint, sunt o bună parte din proprietarii terenurilor pe zona reglementată. De asemenea, ne onorează Comisia de Consilier de pe lângă așa. Și domnul viceprimar Paul Voicu și domnul viceprimar Șebreanu, o parte din serviciul de specialitate. Noi am început discuțiile, vă rog să-i puneți, care era întrebarea? Pe vetrin. Domnul vrea să știe dacă în zona asta funcțională ce se poate construi. Deci, sunt două, în zonele vetrei, vetrei noi l-am considerat că este zonă datorită reliefului care este în zonă și vegetației care, sălbatice care deocamdată este în zonă, nu are rost să rămânem fără această vegetație și cel mai bun lucru ar fi să-l păstrăm ca zonă verde pentru aceste două cartiere care se creează. Deci ca o zonă de parc. Se permite construirea, dar în procent mai mic decât în L1, spre exemplu. Și funcțiuni, deci ca spații verzi, ele pot primi funcțiuni de spațiu verde, de loazir. Se poate face un restaurant, se poate face o cofetărie, se poate face o pistă de role, se poate face orice altceva care ține de parc, dar nu locuințe sau funcțiuni de tipul comerț, mic atelier sau mai știu eu ce, în această idee și direcție. De exemplu, eu am acolo 7.000 de metri pătrați, nu pot să fac nimic? 7.000 de metri pătrați pe o pantă cu vegetație naturală. Nu, este și greu. Deci se poate construi, dar într-un procent mai mic decât la locuirea în mod normal. Vă spui că dacă nu mă lăsați să construiesc acolo, eu nu sunt de acord. Vă spui de capul locului. Nu, se poate construi. Nu, dacă nu poți să construiesc, că nu sunt de acord cu ce a face de asta aici. Păi, haideți să dăutăm un regulament, că de fapt, planșa aceasta... Eu n-am cumpărat terenul ăla să nu uite vecinii la mine. Nu vom aplica. Nu, trebuie să l-am cu verdeață și vreau să fac ceva acolo, pentru mine. Vă spui așa de omenește, de la capul locului. Nu vă contest drepturile de proprietate și nu vă pot fi contestate drepturile de proprietate. Numai că dreptul de proprietate, conform Declarației Generale a Drepturilor Omului pe Europa, a Uniunii Europene, nu include în el și dreptul de construcție. Dreptul de construcție se capătă cu respectarea regulamentelor locale. Hai, domnul proiectant, aici și arată-mi ce scrie în L3, ce funcțiuni permise și ce sunt... Eu mă uit pentru prima dată. L3. Deci, în cazul L3, se reglementează pentru baze și alte menajeri sportive și loazir. Deci... În cadrul funcțiunii respective. Era bine să le dați, domnule, știi, hârtii de alea, să le citim, dar nu suntem pe vremea la Abraham Iancu. Nu vă supărați un pic pe el, că acolo el de bine. Nu, domnule, dar trebuie să ne le dați, să le citim și noi. Dar să știți că de 30 de zile avem timp. 30 de zile. Nu, am făcut deja consultarea populației și am așteptat. Nu, doamna Ravagiu a scris, Claudia a scris, domnul Băcil a fost, a scris, deci marea majoritate au venit și ne-au scris. Și ne-a lăsat să consulte o oră, două, trei. Nu-i nimic, a venit și consultat și mâine. Dar atunci, până atunci, lăsați să vă citească ce scrie regulamentul. Scrie, ce scrie? Bază de agrement. Deci se pot construi baze de agrement, puteți să faceți o zonă de, sunt chiriați, pensiune deci, voi. Baze sportive.